N-am purtat mască. De ce n-ați purtat-o? Am uitat-o, duceam copilul la toaletă și am uitat masca pe... M-am grăbit. Poliția Capitalei a desfășurat o razie amplă atât în mall-uri, dar și la terase și în restaurante. Polițiștii fac o amplă verificare în toată capitala. Sunt oameni ai legii care vor să se asigure că sunt respectate acele reguli sanitare. Vor să se asigure că la terasele din București, dar și în restaurantele care au fost deschise, se respectă toate acele norme de distanțare socială. Restaurantele, barurile, dar și cafenelele au putut fi deschise cu o limitare a capacității de 30%. Alți bucureșteni au fost prinși pe picior greșit chiar în fața mall-ului. Lucrez aici și am ieșit să fumez. Și avem masca în mână. Mi se pare normal, dar nu în cazul în care am ieșit să fumez și avem masca în mână. Și tinerii aflați la terase au fost luați la întrebări. Cei care au plecat sunt din aceeași familie sau din aceeași familie? Cum? Noi suntem verișori. Am înțeles. Și celelalte două persoane care au plecat de la au venit în trecere. Este efectul ăsta care trage alături de căldură, să stea cât mai aproape de el. El le mai spune să stea un pic mai distanțat. De asta ținem o masă rezervată, una liberă, una ocupată. Polițiștii verifică dacă este respectată limita de 30% din capacitatea maximă permisă într-un astfel de local. De asemenea, verifică dacă intervalul orar de la ora 6 până la ora 23 este respectată. Polițiștii verifică și operatorii economici care își desfășoară activitatea în afara clădirilor, dacă distanța între mese este cea prevăzută de lege și anume 2 metri, dacă la o masă se află 6 persoane și care nu fac parte din cadrul aceleași familii. Controlele polițiștilor și jandarmilor din capitală au vizat și sălile de cinema și instituțiile de spectacole.